În căutarea propriilor drepturi personale în țara în care trăiesc, azi v-am făcut și o schemă mai elaborată un pic. Cum se înțelege, domnești și de unde pornesc lucrurile, da? Uitați, da? Totul pornește de la Constituție, așa cum am spus. Cum se constituie un stat, da? Și uh, un stat, statul ăla ce e? E proprietate publică în sinea lui, da? E, Constituția se învârte în, aici, în jurul proprietății publice. Ai de fii atent aici. Constituția din 65 al lui Ceaușescu. România este Republică Socialistă, da? Republică, proprietate publică. Constituția URSS, da? URSS este stat socialist al întregului popor, da? Constituția Italiei. Italia este o republică democrată fundamentată pe muncă, da? Constituția Coreei de Nord. Republica Populară Democrată Coreană este stat socialist. Independent, adică de proprietate publică. Totul se înțelege în cheia de proprietate publică, inclusiv la capitaliști. Doar că, fii de aici, capitalistul, că proprietatea publică e baza. Capitalistul vine și să face proprietate privată a statului. Aude Constituția Italiei. Da? E Republica Democrată fundamentată pe muncă. Suveranitatea aparține poporului, am înțeles. Și este exercitată de către acesta în formele și limitele prevăzute de Constituție. Da? Deci deja ți-o trage cu capitalism, cu proprietate privată a statului. Uite, Vian, Constituția voastră din 1991... Da, uite, la paragraful 2, forma de guvernământ, da, ți-o cu gu guvernământ, a statului este Republică. Ce Republică? Capitalistă, doamne, că e capitalistă acum, da? da. <coughs> România este stat de drept, democratic, și social, în care demnitatea, drepturile, libertățile cetățenilor, am înțeles, dezvoltare personală, nicio problemă, și pluralismul politic, nu, doamne, nu cu pluralism politic, acolo și-a intri deja la autoritarism. E democrație directă, că e proprietate publică, da, suntem coproprietari acolo și e democrație directă, da, e fără partide politice și alegi pe cei mai meritoși. Aia e faza, da? Deci ți-o dat-o cu capitalism acum. Da, așa uite. Statul se organizează, la paragraful, pa, paragraful 4 din articolul 1, statul se organizează potrivit principiului separației uh, puterilor în stat în cadrul democrației constituționale, da? Aici ce scrie mai sus, forma de guvernământ e Republica Capitalistă și așa mai departe, da? După care zice articolul 2 la paragraful 1, Suveranitatea națională aparține poporului, am înțeles, care o exercită prin organele sale reprezentative, nu? Păi de ce vii să mă reprezinți că e democrație directă, proprietate publică, decid direct, domne, e fără partide politice, da? Cei mai meritoși decid direct și în economie, da? Economie participativă, da? Și în tot, în cooperativa mea unde muncesc și toate alea. Da? Deci, așa se pornește cu înțelesul la toate, la cheile astea. da? Deci, e Constituția, Constituirea statului, da? Și e, proprietatea publică e fundamentul unui stat. e și capitaliștii fac o șustă la Constituția, aia încă din primul articol. Le transformă proprietatea publică în privata statului, da? Ca să ce? Să să poată să aibă autoritarism, știi, să poată să facă ei legi autoritare decrete autoritare prezidențiale, hotărâri de guverne autoritare, da? Toate alea, adică nu decizi tu acolo și a decid ei în locul tău de pe partea ta de coproprietate a 20 -a milioane parte. Așa cum am spus și până acum, da? E, asta e Constituția. E, și de aici că e doar o Constituție simplă, adică e o mică broșură, da? Are un preambul și câteva capitole, da? Cu Organizarea Administrativ-Teritorială, Organizarea Națională da, cu justiția, cu chestii alea, da? Ce am tot arătat. Ei, și astea sunt legi organice, le zice, da? Legi organice. Da? Tot ce e aici, aici e pentru proprietate privată a statului, partea asta de aici, și astea sunt legile organice pentru proprietate publică, cum era pe vremea Ceaușescu, dar nu era democrație directă, dar aia e, democrație directă, proprietatea publică. Da? Și ce zice acolo? E organizarea statului, da? Adică sistemul electoral interesează prima dată pe capitaliști organizarea partidelor politice, că ei vor să fie hoți și să aibă partide de găști politici, da? statutul deputaților și senatorilor, organizarea guvernului, organizarea justiției, organizarea administrativ-teritorială, regimul privind raporturile de muncă, regimul juridic al proprietății. Și din coace la, la proprietate publică, la socialism, la meritocrație, e tot la fel, la. Organizarea statului, organizarea administrativ-teritorială, organizarea justiției, legile planificării, legea prețurilor în, economie, legea retribuției și contribuției, legea cooperativei naționale și tot așa, dar astea sunt legile organice. E, uite, cheia de înțelegere în proprietate publică la socialism. Dar dacă e legea cooperativei naționale, pentru că e proprietate publică și trebuie să fie și coopul, trebuie să fie național, pentru că asta e juridică economică, cooperăm, că suntem toți coproprietari publici aici, da? E, fabricile și uzinele, bogățiile subsolului, păduri, ape, sol, bănci, ale cui sunt? Dacă suntem toți proprietari, e proprietate publică și toți suntem coproprietari, da? suntem coproprietari toți, da? Și ies de aici, legea ordinare, da? legi de coproprietate națională, legi de coproprietate pe mijloacele de producție, adică fabricile și uzinele, și tot așa, da? Legea retribuției și contribuției e legi de la fiecare după capacitate, fiecare după muncă, nu? Cât contribuie, atât e și retribuit. După aia, legile economice, de democrație participativă, dacă ești coproprietar aici și așa. Da, nu trebuie să participi și tu la orice decizie din orice asta, da? o decizie suferană personală și de acolo este o, deci o, codecizie publică a tuturor, da? Și de acolo este legea planificării și legea prețurilor. Legea prețurilor sunt, e non-profit. De ce e o lege din asta? Pentru că ești coproprietar pe proprietate publică, ești coproprietar pe mijloacele de producție, pe fabrici, pe uzine și non-profit, domne, ca să fie fiecare după muncă. Da? E o șustă mare aici. După care, organizarea justiției, da? Tiparul de, de cheia de înțelegere după ce se organizează e o scară meritocrată și la cei mai buni justițiari, însă aici și așa. E, ce, ce judecăi? Litigii, drept comun egal, ori drept personal egal, da? Și ce mai judecă? Libertatea ta se termină atunci când începe libertatea mea. În cheia asta de gândire se, se înțelege toată, toată șmecheria asta, da? Toată proprietatea publică, toată economia, da? toată justiția și toate alea. Organizarea administrativ-teritorială. E o scară meritocrată, da? Adică, o scară meritocrată comunală, orășenească, județeană, da? Și de acolo vin dispozițiile ale Consiliilor Populare, da? locale, care sunt județeni, orășenești, comunale, da? de aici, de jos, de la comună, oraș, județ și duce mai departe, până la lege egalitare, la organizarea statului, da? acolo unde e organele, scară la organele centrale, da? și uh, organele centrale au o scară meritocrată, Cei mai meritocrat de sus, ăia uh, urcă pe scară, da? pe ierarhie, da? Și tot așa, și statul e minimal, domne, pentru că nu se poate băga, că e democrație directă și au renumat câteva întrebări esențiale de proprietate publică. Deci, că respectă proprietatea publică ce decis acolo? Respectă drepturile fiecăruia din cei aici, apă, libertatea ta se termină atunci când începe libertatea mea, fiecare după muncă. Le respectă, bun, ăsta e statul minimal și de aici se face referendumul național pe figura asta, da? Și uite, cu sistemul electoral, dar e fără partide politice, alegeri cei mai meritoși. Da? E democrație directă și pe politică, democrație participativă și pe lege, pe economie, da? Suntem coproprietari pe mijloace de producție și în stilul ăsta, da? Se înțelege tot, da? Constituție, da? Lege organică, lege ordinare, da? Și cheile de înțelegere, vi-am dat aici. Din cu acei capitalism, domne, da? Și uite, da, îți dă legile organice cu sistemul electoral, organizarea guvernului, justiției, organizarea administrativ teritorială regimul privind raporturile de muncă, regimul juridic al proprietății, da? Nu, no, fiți atenți aici, da? Sunt legile organice, da? Aici e Constituția, cum am arătat unde ești Constituția. Da? Constituția din 91 la ăștia, da? Și cum începe? Da? Cu legea organică, adică cu organizarea statului, da? Și o cheie de înțelegere. Sistemul electoral e în democrație de reprezentativă, se înțelege, da? Adică te reprezintă cine? Partidele politice, da? Asta e. După organizarea partidelor politice. E plutocrație. De ce e plutocrație și un democrație? Pentru că e o care țin cu bogații, da? Cu plutocrații, da? Oia care se îmbogățesc. Și organizarea partidelor politice, și pentru asta sunt partidele. Că altfel ar fi democrație directă, ca din cu la socialism, ea alege pe cei mai meritoși și e fără partide politice. Dar partidele politice sunt ca să își conserve plutocrația capitalistă, da? După care, statutul deputaților și senatorilor, intrăm la organizarea statului, da? E bazată pe autoritarism. Dacă e proprietate privată a statului, au făcut-o încă din primul articol, proprietatea publică transformată în proprietate privată a statului, da, și autoritarism. Și de acolo ies legi autoritare, decrete prezidențiale și așa mai departe. De ce iese autoritar? Pentru că nu decizi tu direct acolo, da? în orice, despre orice, de jos până sus, de la comună, ora județ, până la organele centrale, da, tu decizi în orice, despre orice, pe economie, pe justiție, pe orice. Tu decizi. Da? atent, mai departe. Organizarea guvernului, da? E un executiv autoritar, pentru că legile autoritare de aici le execută guvernul, da? Și ce fac? Hotărâri de guvern. Ordonanță de urgență, ordin de ministru da? Hotărâri, ordonanțe, ordine de ministru da? Deci sunt chestii autoritariste. Nu au o bază de democrație directă. Adică tu decizi personal că ai a 20-a milioană parte de, din, de ești coproprietar național și ai a 20-a milioană parte de decizia ta. Și autoritar, da? Și la ea hotărâri, ordonă, da? Face ordonanțe, da? Ei, și uite așa. Aici, după organizarea justiției, e pe politic în sine, da? Ca să ce, ca să se întâmple cleptocrația a plutocrației hoție, da? Cleptocrația e. Și ce litigii uh, judecă justiția capitalistă? Litigii cleptomane, domne, între hoții cleptomani, ori drepturi marginale ale tale, salariu minim, câteodată afară, așa o vrut el, și chestii din astea. Asta uh, judecă justiția capitalistă, da? Proprietate privată a statului după aia organizarea administrativ teritorială. Sunt reprezentanți locali, da? Adică partide politice care te duci tu ca prost o dată la patru ani să-i votezi, și pe ăștia. De din cu aceea, de la organizarea e, centrală, da? Și dă, îți dă hotărâri, îți dă dispoziții ale autorităților, da? Adică autoritarism. Autorității locale, care sunt comunale, orășenești, județene. Știți voi, consiliile locale alea, căcaturile alea pe acolo. Da? Și decide în locul tău, da? Nu e democrație directă da? Uite așa, după aia, regimul privind raporturile de muncă, da? E aici e cheia de înțelege la capitalism. Uite, e, e faza cu, e persoană juridică, acolo SRL-ul, da? Regimul juridic al proprietății, proprietate privată și decizie privată, da? E persoană juridică și decizie suverană pe, pe capital, tehnologii, muncă, salarii, produse, achiziții, da? Și, uh, ca e, dacă e persoană juridică, aia face, da? După aia, regimul privind raportele de muncă, adică face profit de pe urma ta, ai drepturi marginale din cauza asta, că-ți fură partea ta de coproprietatea 20 -a milioane aparte, ce îți dă proprietatea publică, e privata statului, da? Și privata statului îi dă la persoana juridică, la, la patronel aici. Și ca să ce? Ca să facă profit, să-și facă proprietate privată, să-ți să -ți facă ție drepturi marginale, să-ți dea salariu minim, să aibă decizie suverană pe capital, pe bani, pe tehnologii, pe muncă, pe salarii, pe producții, pe, pe produse, pe achiziții, pe toate alea, da? Deci așa se înțelege, așa se merge toată traiectoria lor. Dar asta e diferența între capitalism și socialism. Da? Banii și putere da? Deci voi toți, 90% care sunteți pierzători în toată schematica asta capitalistă, trebuie să stați în minte cu două lucruri partea mea de coproprietate, a 20-a milioană a parte de aici, că suntem 20 de milioane de oameni, și partea mea de decizie, pe a 20-a milioană a parte. Decizie și coproprietate. Și de acolo este o democrație directă. Asta e normalul normal, normalului. Și adevărata uh, uh, democrație, da? și adevărata juridică, proprietate publică, nu privata statului. Da? Pentru chestia asta puteți să-i dați în judecată, cum v-am zis și ieri, pentru orice hotărâre de, de guvern luată, orice lege făcută că sunt autoritare. Da, îi blochezi în, în justiție, da, Le, îi dai în judecată. Cum ai făcut tu legea aia? Că eu nu ți-am dat voie, da? Că suntem toți coproprietari acolo și nu ți-am dat voie. Și pe orice îi poți da în judecată, orice paragraf din lege, orice lege, orice hotărâre de, de guvern, de consilii locale. Da, îi dai în judecată, după care, ce crezi că o să facă? Ea, Neoblocat. ne blocat. Și acum ce trebuie să facem? Referendumul, domne. Dar și uite așa se reajunge la democrație directă și fiecare cu, cu drepturile lui. Da? Și se termină cu proprietatea publică sau cum e treaba, da? Așa se face, da? E, și astea două, știți, e economie mixtă, adică e și proprietate publică și privată a statului și privat și faze de alea. A, economia mixtă e un amestec între ele. E, amestec acolo o să vă dați seama de el când faceți uh, parțial referendumuri de pe părțile voastre de coproprietate și ce mai rămâne la escrow și la capitalești partea lor. Da, deci ne-am înțeles cum vine treaba asta. O să vă mai explic și mai departe cum o să fie.